Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea De ale Buzoianului. În această seară, alături de mine, este managerul Muzeului Județean Buzău, domnul Daniel Costache. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență, foarte multe evenimente despre care vom vorbi în această seară și, evident, la care îi invitați pe cei care ne urmăresc, mai ales că în această săptămână, vineri, este un eveniment care în fiecare an atrage foarte mulți vizitatori. Vorbesc despre Noaptea Cercetătorilor, da? Da. Însă, până atunci, aș vrea să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat până acum și începem cu o expoziție care a avut loc, vernisajul expoziției a fost joi. Spuneți-ne mai multe cuvinte pentru că vom vedea imaginile imediat. Joi am avut bucuria de a fi gazda unui eveniment foarte important pentru noi ca muzeu, pentru noi ca și comunitate buzoiană, și anume acela de a găzdui o expoziție marca Art Safari, o expoziție personală a unei artiste emergente, este vorba de Undin Slimovski, o expoziție organizată în parteneriat cu ICR, cu Institutul Cultural Român și Sineva. O expoziție care încă de la început s-a anunțat a fi un boom, dacă vreți să-i spunem, pe piața culturală buzoiană. Până acum, deci joi a fost vernisată expoziția, până acum a înregistrat undeva la peste 300-400 de vizitatori. Ceea ce pentru, fără participanții la vernisaj, ceea ce pentru Muzeul Județean Buzău nu înseamnă neapărat extraordinar, dar este acolo în marge. Oricum au trecut doar câteva zile. Da, au trecut câteva zile, a trecut weekendul peste. Este unul dintre evenimentele culturale despre care vom mai tot vorbi, pentru că da, toată lumea cunoaște Art Safari, toată lumea cunoaște brandul Art Safari, cunoaște activitatea lor și tot ceea ce au făcut ei, și să găzduiești la Buzău un asemenea eveniment nu este lucru ușor. Asta voiam să vă întreb despre provocări și despre modul în care ați reușit să aduceți această expoziție în Buzău. Această expoziție, sincer să fiu, s-a născut în urma unei discuții cu doamna Ioana Ciocan, CEO Art Safari, cred că undeva, să spunem, o lună jumate, două, înainte de vernisaj. A fost, și din punct de vedere al provocării, a fost o oportunitate pe care noi nu o puteam rata. Trebuie să recunosc că, din punct de vedere administrativ, a trebuit să găsim niște formule pentru a introduce această expoziție în planul expozițiilor temporare ale Muzeului Județean Buzău. Ne-a ajutat foarte mult faptul că acum beneficiem de noi spații expoziționale la Centrul Muzealice Brătianu, de aceea am putut să degrevăm un pic sala de expoziții pe artă de la sediul central al muzeului, și a fost așa un concurs de împrejurări fericite care au condus la acest vernisaj, și personal mă bucur foarte mult pentru că reușim să aducem în comunitatea buzoiană un astfel de eveniment cultural de un astfel de calibru și cu un astfel de impact. Vreau să le spunem celor care ne urmăresc cât timp vor avea pentru a vizita această expoziție. Expoziția poate fi vizitată până în data de 27 octombrie, în timpul programului de lucru cu publicul al Muzeului Județean Buzău, care acum când vorbim noi este de marți până duminică inclusiv, între orele 10 și 18, numai că de pe data de 1 octombrie vom trece la programul de iarnă, să-i spunem, de la ora 9 la ora 17. Îmi amintesc că la ultima noastră emisiune împreună ne pregăteam sau vă pregăteați dumneavoastră pentru deschiderea evenimentelor de la Brătianu. Ce s-a întâmplat între timp acolo? Între timp am terminat de a amenaja spațiile expoziționale. Pe data de 29 august a avut loc vernisajul, de fapt multiplul vernisaj de la Centrul Muzealice Brătianu. Este vorba despre o expoziție organizată de secția istorie, organizată pe două paliere cu istoricul sau despre istoricul imobilului,
până la istoricul medicinii în Buzău, și trei spații expoziționale dedicate zonei de artă contemporană. A fost foarte interesant acea expoziție referitoare la istoricul medicinei, pentru că ați avut acolo foarte multe instrumente pe care probabil nici medicii care profesează acum nu le cunoșteau sau nu le-au folosit. Sincer să fiu, nu pot să vă spun dacă medicii de astăzi le cunosc sau le-au folosit, de cunosc sigur le cunosc, dar le-au folosit. În schimb pot să vă spun un lucru, că la vernisaj, dar și multe zile după vernisaj, au venit la Brătianu să vadă acea expoziție foarte multe din fostele cadre medicale care au lucrat, care au activat la fostul spital de chirurgie IC Brătianu. Și a fost un lucru emoționant, în primul rând, evident, pentru domniile lor, dar și pentru noi, întrucât una este când ai la îndemână 100.000 de documente și le studiezi, le pui în valoare, eu știu, informația științifică, o iei și o pui în valoare. Alta este când discuți cu cineva care chiar a lucrat acolo și care poate să-ți povestească că, uite, aici erau saloanele. Funcționalitatea spațiului noi o cunoaștem din arhive, din documente, dar altceva este când ai dialog cu cineva care chiar a lucrat, chiar și-a desfășurat activitatea acolo. Și foarte multe, foarte multe cadre care și-au făcut stagiatura, să spunem, în perioada care fostul spital Brătianu era funcțional. Și probabil foarte mulți medici sau foști medici sunt în continuare, chiar dacă s-au pensionat, au venit doar pentru a vedea, nu? Această expoziție. Da, pentru că mai ales cei care au prins, haideți să-i spunem, abandonarea spitalului, abandonarea imobilului și funcționalității lui ca spital, evident, în primul rând, din curiozitate, ce s-a făcut, cum s-a făcut, ce fel arată. Doi, discutam cu, chiar auzit două după vernisaj și ceva de genul acesta, cu cineva care lucrase acolo și îmi spunea că vede acele instrumente, tot instrumentarul acela medical etalat de către noi acum cu scop de valorificare muzeală și îmi spunea că, uite, asta, asta și asta, noi le aveam așezate pe masă și cu ele, adică, știți, pentru aceștia mei a fost și ca o retrăire din partea unora sau pentru unii de început a carierei. Ceea ce cu atât mai mult este meritoriu cu ceea ce s-a întâmplat la Brătianu. Am văzut de altfel că ați vorbit și la un alt eveniment de această dată, de Ziua Pompierilor. Ați fost invitat pentru a vorbi puțin despre istoria armei, nu? Da, am fost invitat să vorbesc la Ziua Pompierilor despre semnificația zilei, cum și în ce fel am ajuns astăzi aici. Însă, defect profesional, n-am putut să nu fac referire la începuturile pompierilor, dar la începuturile activității de supraveghere și stingere a incendiilor, nu știu, începând din Egiptul antic, Roma antică, până în zilele noastre și, evident, încheind discursul meu cu, da, arhicunoscuta deja bătălie din Dealul Spirii. Interesantă ideea celor care au organizat această zi, pentru că n-am văzut să fie așa la fiecare eveniment marcată istoria, profesia evenimentului, istoria României până la urmă. Ar trebui să participați la toate, pentru că așa ar învăța și buzoienii mai multe, unii dintre ei. A fost un lucru frumos. Eu am fost și în continuare sunt onorat de această invitație. Recunosc că a fost o provocare pentru mine. Eu de meserie sunt arheolog, sunt cercetător științific. Foarte multe din aceste noțiuni trecuseră acum vreo 20 de ani, pentru prima dată prin mână, însă mi-a făcut o deosebită plăcere să le reiau și să le sintetizez în așa fel încât să nici să plictisească, nici să fie prea
eu știu, lacunare în informații. A fost un weekend plin, spuneați, din punct de vedere al activității de la muzeu și Muzeul Basul a fost într-o călătorie, nu? Ce s-a întâmplat în aceste zile de weekend? A fost un weekend, aș putea spune, deja care se încadrează în linia ultimelor weekenduri la Muzeul Județean Buzău. În primul rând, sâmbătă am fost la, și mulțumesc doamne inspector, la Catedra Istorie pentru invitație, la consfătuirile cu profesorii de istorie din județ, unde le-am prezentat proiectele culturale educative și, haideți să spunem, oferta culturală educativă și științifică a Muzeului Județean Buzău pentru anul școlar 2024-2025, pentru că profesorii, nu neapărat numai de istorie, dar ei reprezintă acel facilitator de dialog între muzeu și elevi, iar cooptarea profesorilor de istorie la activitățile muzeului este extrem de importantă pentru noi ca instituție, dar și pentru comunitate, pentru că elevii au ocazia de a își însuși cunoștințe într-un mod, haideți să spunem, non-formal, dar totuși dirijat, pentru că, vedeți noastră, sunt foarte multe proiecte pe care noi le-am gândit și le-am implementat în ultimii ani. Unul dintre ele foarte drag mie și cu mare impact, ora de istorie la muzeu, pentru că spațiile noastre muzeale, unele dintre spațiile noastre muzeale proiectate, eu știu, în conformitate cu programa școlară, permit susținerea de ore de istorie în muzeu. Adică profesorii doar ne solicită un număr de scaune într-o anume sală care se potrivește tematicii orei, capitolului la care sunt, și noi ne conformăm și sunt ore care pot avea loc în muzeu și foarte mulți profesori în 2022-2023 au profitat de, prima parte a anului calendaristic 2024 au profitat de această oportunitate, au venit și au ținut orele cu elevii la noi la muzeu. Am mai avut în acest weekend, sâmbătă, a fost atelierul de împletit pănuși, de porumb, este toamnă. Este o activitate arhicunoscută în lumea satului tradițional românesc. Cine a participat? Copiii de la anumite școli? Sau a fost acces liber? Este un program pe care l-am gândit încă de la început să fie așa, și anume pentru că este pus în weekend. Lăsăm posibilitatea oricui să se înscrie, nu neapărat numai copii, să știți că la aceste programe mai participă și adulții. Au fost și cazuri în care s-au înscris clase întregi, profesori, dirigenți au venit și au înscris clasele, dar și cele mai multe cazuri sunt atunci când copiii pur și simplu, părinții vin și înscriu. Adică și individual înscriu. Nu trebuie exact. Să fie organizat. Este mai mult de un program de familie, pentru că din punct de vedere al grupurilor țintă, programele sunt pentru elevi, sunt pentru familii, sunt pentru... Putem folosi 100.000 de taxonomii dacă vrem. Este atelierul de sâmbătă, face parte din seria programelor pe care le desfășurăm la Muzeul de Etnografie Vârgu Mănăilă, în parteneriat cu AMPA Buzău. Și în fiecare lună știți că avem, pe tot parcursul anului, avem câte un astfel de atelier. Deci asta a fost sâmbătă și duminică Muzeul Basul a fost invitat la Săpoca, unde acolo autoritățile locale au organizat un festival de toamnă și Muzeul Basul a trimis colegul Daniel Drâmbu, care a mers și de această dată cu Muzeul Basul, colegul nostru muzeograf Pierre, 141, sper să nu mă înșel, de copii care au fost extrem de curioși să vadă. Doar ieri, nu? Da. Doar ieri. Da. Extraordinar. E cea mai, probabil cea mai solicitată idee, este marcă proprie a Muzeului Județean, da, pe care ar vrea să o aibă foarte multe alte orașe, județe din România, dar înțeleg că nu e chiar atât de simplu. Nu este simplu și noi am avut un foarte mare noroc, iarăși a fost așa un concurs de împrejurări fericite cu colegii de la Centrul Județean de Cultură și Artă care
au casat și au înlocuit microbuzul care transportă soliștii și ansamblul și ne-au putut transfera cu titlu gratuit, pentru că n-am fi avut în veci bani de o astfel de achiziție, microbuzul care astăzi este muzeu mobil și pe care l-am putut transforma, l-am putut modifica și iată anul acesta l-am îmbogățit cu încă o expoziție temporară dedicată iarăși, organizată încă de la început în parteneriat cu colegii noștri de la Muzeul Național Unirii Alba Iulia, tot în ideea de programă școlară, o expoziție care se leagă de episodul războaielor daco-romane și romanizare. O expoziție pe care de acum încolo, începând din acest an, profesorii care solicită prezența Muzeului Basului o pot solicita fără nicio problemă. Spuneți-mi să ne reamintiți cum a început povestea Muzeului Basului. De unde a pornit ideea? Cine a avut-o? Ce s-a întâmplat? Prin 2017, dacă nu mă înșel, am implementat împreună cu Biblioteca Regională Mihalache Gheorghiev din Vidin, cu Centrul Cultural din Kladovo și Asociația Culturală Hemus din Republica Macedonia de Nord, un program internațional, primul program internațional pe care îl implementam și am văzut în Bulgaria, la Vidin, acolo este o bibliotecă regională foarte mare care are undeva la vreo 70 de unități în subordine, un bibliobas finanțat de către, sper să nu greșesc, ambasada sau consulatul francez în Bulgaria și care funcționa oarecum după același principiu pe care l-am adoptat noi pentru Muzeul Basului. Doar că avea cărți. Doar că avea cărți. Da. Alta era regula de mobilitate, mă rog, era o altă întreagă poveste. Și de acolo a plecat ideea de bază cu Muzeul Basului. După care, ca orice idee, trebuie să vezi, bun, nu avem o idee, trecem în așa numitul aha moment notes. Ok, după care trebuie să faci o analiză, să vezi dacă ideea este de impact, dacă ideea ține, dacă ideea se potrivește și dacă folosește cuiva. La întrebările corecte, vei avea răspunsurile corecte. Pui întrebările aiurea, s-ar putea să nu obții nimic. 2018 a fost un an de analiză vis-a-vis de publicul muzeului, pentru că neavând la îndemână o bază de date așa cum avem astăzi, care se întinde iacătă pe câțiva ani de zile, a trebuit să recoltăm datele așa cum am reușit în acel moment. Am văzut că nu aveam sau nu se regăsea în grupul mare de beneficiari al muzeului, nu se regăseau copiii din zona rurală a județului Buzău, erau copiii din municipiu, erau elevii din municipiu, erau elevii din zona periurbană a municipiului Buzău și cam atât, iar în zona muzeilor de la Colți și de la Pârscov, preponderent elevii din comunitate. No, bun, și atunci a fost întrebarea, unde sunt acești copii? Am folosit mai multe sisteme de analiză și până la urmă s-a dovedit că există două soluții. Unu, să mergem cu muzeul în acele comunități sau să găsim o formulă prin care acele comunități să ajungă la muzeu. În momentul acesta, în etapa aceasta a analizei, intră și situații de interes financiar, intră și posibilitățile autorităților, încep să se adune mai multe variabile, așa numită listă cu puncte albe, puncte negre. No, bun. Într-un final a rezultat că să facem un muzeu în bas, să-l organizăm noi și să mergem cu el este varianta cea mai bună. Și vreau să vă spun că multă vreme, pentru că el a fost lansat fix când... Înainte de pandemie sau chiar la începutul pandemiei, nu? 1 decembrie 2019. Da. 1 decembrie 2019. A funcționat în decembrie 2019, ianuarie nu prea că vacanță, februarie 2020 și cam atât. După care, de-abia prin a doua jumătate a lui 2021 a început să funcționeze, pentru că la capacitate, să-i spunem așa, maximă din punct de vedere al numărului de deplasări a fost anul 2023. Și cu toate astea sunt undeva puțin sub 13.000 de beneficiari direcți. 13.000? Puțin sub 13.000. Wow. Ideea este că în momentul în care am început să mergem cu Muzeul Basului prin comunitățile rurale buzoiene,
Trebuie spus că în spatele acestui proiect mai este o idee și anume aceea de a colecta date despre impactul și despre cunoștințele la nivel de piață culturală buzoiană, pentru că vedeți noastră nu doar în zona urbană și periurbană este interesul de adresabilitate, ci și în, la nivel de toate comunitățile din județ. Ei, să știți că multă vreme s-a păstrat acel procent de undeva în jur de 3, poate puțin peste 3% dintre copiii care călcaseră în viața lor într-un muzeu. Doar 3% dintre copii? Acolo undeva. Gândiți-vă că astăzi cred că, și n-am o dată foarte clară să vă spun acest lucru, dar la ora actuală cred că județul Buzău este cel mai alfabetizat muzeal, vorbind, județ din țară. Adică sunt undeva la sub 20% din comune în care Muzeul Basul nu a fost solicitat niciodată. În schimb, există și unități școlare din anumite comune care au solicitat Muzeul Basul și pentru a treia oară. Trebuie să fie o solicitare, nu puteți merge din proprie inițiativă într-o localitate anume, nu? Din proprie inițiativă, pentru că nu cunoaștem programul școlii de acolo, nu cunoaștem interesul anume al școlii de acolo, așa cum se găsește și pe site-ul Muzeului Județean Buzău în zona de proiecte, ori un cadru didactic din școala respectivă, ori directorul din școala respectivă, fie sună la muzeu și stabilim împreună o zi pentru deplasare, fie pur și simplu trimite un mail de 2-3 fraze pe adresa homarondmuzeubuzeu.ro. Intrăm în legătură, mă rog, cu mine, cu colegul Daniel Drâmbu, intră în legătură și se perfectează o vizită acolo. Mai mult decât atât, în 2024, noi am, tot legat de Muzeul Bas, am perfectat un parteneriat cu echipa de robotică de la HDU, cu Heart of Robots, care, în funcție de disponibilitatea copiilor de acolo, însoțesc Muzeul Basul. Și credeți-mă că acolo unde au făcut-o a fost... A fost senzație, clar. Da, clar. Și foarte multe întrebări din probabil acest, pentru ei. Din acest an școlar avem tot în acest sens, tot legat de Muzeul Bas, un parteneriat cu Banca Națională României, filiala județeană Buzău, ca specialiști în educație financiară să meargă cu Muzeul Basul. Deci deodată, practic, avem ceea ce am visat de mult, avem o caravană culturală, instructivă, educativă, care oricând își poate, gratuit, oricând își poate pune resursele la dispoziție pentru orice școală din mediul rural din Buzău. Asta voiam să întreb, este gratuit totul, chiar dacă o școală, un profesor, un director de școală vă solicită să mergeți într-o comunitate, totul este gratuit. Este gratuit pentru școala respectivă. Exact, pentru școală, nu pentru muzeu. Costurilor sunt suportate. Dar beneficiarul nu plătește nimic. Nu, beneficiarul nu plătește nimic, pentru că interesul nostru este accesul la cultură și să accesibilizăm informația de muzeu, să accesibilizăm acea idee că avem un muzeu, că există un muzeu, ce este un muzeu, ce îți poate oferi un muzeu și uite câtă cultură, câtă educație, cât poate oferi o instituție muzeală. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim însă imediat. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu managerul Muzeului Județean Buzău, domnul Daniel Costache. Vorbeam înainte de pauză despre Muzeul Bas și înțeleg că weekendul viitor aveți program pentru cei care vor să meargă la festival, îi invita să vină să vadă și Muzeul Bas. Festivalul Cârnaților de Pleșcoi, Berca, Muzeul Basul va fi prezent acolo în 28 și 29 septembrie, tot evident alături de colegul Daniel Drâmbu. Asta după, adică fix a doua zi după ce se va consuma Noaptea Cercetătorilor Europeni. Despre care vom vorbi imediat, dar am rămas fără cuvinte pentru că știam informația referitoare la acea pepită de chihlimbar în valoare de 1 milion de euro, care a fost folosită de către o femeie ca opritor pentru ușă, dar nu știam și mi-ați arătat în pauză, așa măcar, cred că o mică parte dintre interviurile pe care a trebuit să le oferiți și informațiile pe care le-ați transmis
celor mai importante ziare, publicații din întreaga lume. Și aș vrea să le citați pe câteva dintre ele, cele mai mari, pentru că am văzut că au scris despre Buzău și despre Muzeul Județean toate țările. Da, inclusiv am găsit articole în presa rusă, în presa ucraineană. Spuneați, Venezuela, Mexic, China, India. America Latină, dacă nu mă înșel, este și o publicație din Canada, Statele Unite, Europa mult, Asia, Times of India, New York Times, China News, Hindus Times, foarte multe. Da, foarte multe. A fost o poveste care a reizbucnit. Este vorba despre povestea din spatele pepitei de Chihlimbar, Chihlimbar de tip rumanit, și care s-a rostogolit. Da, interesant exact. Că au găsit informația peste tot în lume. Dar e important de remarcat faptul că cele mai mari publicații despre care vorbim de fiecare dată când dăm ora exactă în presă sau în informație au folosit informațiile pe care le-ați transmis și au publicat un material despre Buzău, Muzeul Județean și istoria acestei pepite. Au fost publicate ample materiale. Acum piesa, am trimis niște fotografii de bună calitate, evident cu drept de autor, unei televiziuni din Germania care urmează să o includă într-un episod, să-i dedice un episod dintr-o emisiune gen Terra X. Vreo două televiziuni din Catalunia, CDF, tot din Germania, și adică ne-au solicitat și alte date, nu numai povestea aceea, precum și un institut de cercetare a chihlimbarului din Polonia, de la Gdansk. Povestea așa, pe scurt, pentru cei care ne urmăresc și nu au aflat-o. Povestea pe scurt, să știți că neapărat scrisă undeva nu este, noi n-am găsit-o cel puțin, este la nivel de istorie orală transmisă de către antemergătorii noștri între ale muzeului la Buzău. Piesa ar fi fost descoperită într-o gospodărie a unei familii care nu mai locuia în Colți, dar care era de origine din Colți. Se pare că ar fi fost descoperită, nu s-a dus nimeni chitit că este acolo o posibilă piesă de chihlimbar, ci în timpul unui interviu pentru o fișă etnografică. După care a fost predată la muzeu, referitor la suma și la valoarea piesei, că am văzut de la 1 milion până la mai bine de 1 milion de euro valoare. Evident, n-am să pot să vă spun și n-am să vă spun valoarea ei. Dar care probabil este apropiată, nu? Nici nu o să o infirm, nici nu o să o confirm. Ideea este însă că pentru noi, pentru muzeu, pentru comunitatea științifică, este de o valoare inestimabilă. Și faptul că până în prezent, din ceea ce se cunoaște până acum, este într-adevăr cea mai mare și ca dimensiune și greutate, pepită de chihlimbar de tip rumanit. Da? Sunt multe tipuri de chihlimbar în lume, sunt multe tipuri de chihlimbar în Europa, dar acesta este chihlimbar de tip rumanit. O mult mai bună documentare, dacă vreți, inclusiv cu informații de interes științific și foarte bune informații de interes istoric, plecând de la Gheorghe Munteanu Murgoci, am găsit printre acele zeci, dacă nu sute de articole din presa internațională. Și această pepită era folosită de către o femeie pentru a ține ușa deschisă, nu? Așa se pare că era vorba despre un obiect pe care îl folosea pentru a ține o ușă închisă sau deschisă. Până la urmă știți cum este.
funcționalitatea unui lucru este aceea de care ai tu nevoie. Nu neapărat. Că doar n-ai nevoie de 1 milion de euro, da, corect. Dar securitatea e păzită bine, nu? Adică v-ați asigurat că nu se întâmplă nimic. Acum a aflat toată lumea, chiar toată lumea. Nu, securitatea muzeului este un alt subiect pe care evident că nu o să-l discutăm în acest context, însă nu, este safe. Ok. Ce se întâmplă vineri? Un eveniment pentru care cred că muncesc de când s-a încheiat ediția anterioară, adică anul trecut? Da. Vineri este a 2018, 19, 20, nu, 21, 22, 23, este a șasea oară când Muzeul Județean Buzău organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pentru prima dată am fost invitați să organizăm evenimente cu această ocazie în 2018, în toamna lui 2018. De atunci am făcut-o în fiecare an, mai puțin în an de grație 20. Este un eveniment care marchează mai multe premiere și pentru noi ca instituție, pentru că, în primul rând, avem mult mai mulți parteneri și dintre care aș aminti Fundația Comunitară, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, SCDL, BRGV, Asociația Repere, Explorer Interactive Science Center, Young Engineer School, sper să nu fiu uitat prea mulți, alături de care organizăm peste 30 de ateliere și laboratoare interactive. Atât, iar cea de-a doua premieră este că evenimentul va fi găzduit și la sediul cunoscut ca sediu central al Muzeului Județean Buzău, de fapt este Muzeul de Arheologie, Istorie și Artă Buzău, precum și la Centrul Muzealice Brătianu. Vom avea undeva cu totul 30 de ateliere, dar sunt peste 42 de standuri. De asemenea, va avea loc și Gala Științescu a Fundației Comunitare Buzău, tot în acel interval, tot în acea manifestare amplă, Noaptea Cercetătorilor Europeni, care, așa cum știți deja, este un program care se desfășoară sub egida Comisiei Europene în cadrul evenimentelor Marie Curie, un eveniment internațional care în fiecare an până acum, din 2005 de când se organizează, până acum a adunat în medie cam 1,5 milioane de vizitatori în fiecare an. Iar pentru noi este extrem de important, întrucât mai este o noapte culturală pe care o putem pune la dispoziția comunității noastre, doi, ne înscriem prin ceea ce facem în aria evenimentului, și anume aceea de a populariza activitatea de cercetare, ideea de cercetător, ideea cercetător științific. Toți cei care vor veni, practic, vor putea să cunoască cea mai mare parte a cercetătorilor științifici care activează în Buzău sau în legătură cu, în corelare cu Buzăul. Vor fi ateliere în linii foarte mari de fizică, de chimie, de biologie. Ne vom putea, și aici pentru fani, ne vom putea juca cu roboți, cu zoboți, cu roboți umanoizi. Sunt 1, 2, 3 ateliere numai cu și pentru roboți. Sunt ateliere de introducere în programare, în programare IT, în Java, Scratch, C++. Adică este o plajă foarte largă. Cercetătorii de la SCDL și BRGV vor veni și vor, de la Banca de Resurse, vor veni și își vor prezenta ultimele rezultate ale cercetărilor științifice, și cred că este extrem de interesant. Iar faptul că între Centrul Muzealice Brătianu și sediul central, sediul administrativ al Muzeului Județean Buzău sunt undeva, nu știu, 300 de metri, invit pe toți cei care vor fi alături de noi,
pe data de 27 să fac acești 300 de metri duși întors de mai multe ori, pentru că în fiecare spațiu vor găsi cel puțin 15, dacă nu mai bine, ateliere și standuri. Deci va fi o ediție extinsă, pentru că acum aveți un sediu în plus. Da, va fi o ediție extinsă, vom valorifica și din acest punct de vedere spațiul de la Brătianu și mai mult decât atât, atât expozițiile permanente cât și cele temporare de la Brătianu, precum și expozițiile de arheologie, istorie și colecții speciale de la sediul central, vor fi deschise, va fi liber pentru vizitare. Și poate veni oricine, la orice oră, pentru că nu e un program fix, adică oricând poate vedea ceva în cadrul acestui eveniment. De la orele 17, noi vă așteptăm, n-aștia să vă spun că pornim într-un singur punct, ci pornim în două puncte. La orele vineri, la ora 17, vă așteptăm să ne fiți alături la oricare dintre cele două sedii ale muzeului și să ne bucurăm, să ne distrăm și să discutăm cu cercetătorii științifici buzoieni până la orele 22 și nu se știe, din miile de participanți pe care i-am adunat, 4.000 și ceva de participanți, dacă nu mă înșel, la edițiile organizate de Muzeul Județean Buzău până acum, dacă sădim sămânța de cercetător în 2-3 dintre toți acești tineri participanți, este un mare câștig. Vreau să ne mai spuneți așa pe final câteva cuvinte despre ce urmează până la finalul anului 2024, pentru că nu s-au terminat aici surprizele, nu, din partea muzeului. Avem mai multe expoziții de artă pe care le avem în lucru, pentru că va continua programul Moșteniri Colecționate la Centrul Muzealice Brătianu. Este chiar o expoziție care astăzi trebuie să ajungă, mă rog, lucrările trebuie să ajungă la Buzău. De asemenea, ne pregătim pentru evenimentele de iarnă, arhicunoscute deja. Micul dejun, da, cu Moș Crăciun. Da. Care de această dată, îmi cer scuze că vă întrerup, va fi la Brătianu sau la teatru? Cred că la Brătianu. La Brătianu. La Brătianu, pentru că am văzut ce impact ar fi acolo, întâlnirile de dimineață în foyer, în sediu central, dar evenimentul mare, cum de 2 ani, 2-3 ani, este organizat în curte la Brătianu. De asemenea, mai sunt, pentru că de obicei vorbim de programele cu publicul, dar în continuare sunt în derulare cercetările arheologice care vor continua și în această toamnă, în măsura în care se poate. Și în general expoziții de istorie și arheologie nu vom mai vernisa în viitorul apropiat, pentru că pregătim momentul descoperirii arheologice recente, expoziția pe care o vernisăm în fiecare an la data de 15 ianuarie și care pe 2025 va fi mutată în niște vitrine moderne, în niște spații interactive la Brătianu. Dar totodată vom mai avea încă două mari expoziții, una de autor, un artist extraordinar de bun, care din păcate pleca mult prea devreme dintre noi, este vorba de Silvio Dan, care decedat acum 2-3 ani, 40 ceva de ani, o expoziție cu niște lucrări extraordinare și avem sosite deja la Buzău o expoziție cu lucrări ale unui artist din Macedonia de Nord. Adică vom încheia și vom deschide anul cu o expoziție internațională. O să vorbim despre fiecare expoziție în parte, despre fiecare eveniment în parte și cu imaginile pe care le vom avea, dar și ne veți spune, sper, de fiecare dată ce urmează. Pentru că sunt și foarte multe evenimente internaționale la care Muzeul Județean participă, pentru că ați reușit să creați așa o rețea
în toată lumea, care să cunoască bine Buzăul datorită activității Muzeului Județean. Să știți că, bine, n-a fost ușor, asta este foarte clar, dar am avut ocazia, am avut bucuria să întâlnim oameni că să ne contacteze pe diferite rețele de socializare, care să nu fie români, care să nu fi fost vreodată în România, dar care la un moment dat, într-un consulat, la o ambasadă, într-un institut, într-un sediu al unui institut cultural, care să fi văzut o expoziție despre sau cu Buzăul, să fi văzut o expoziție cu sau despre ceva din Muzeul Județean Buzău și care să ne scrie și să solicite mai multe informații, inclusiv, ne-am făcut și agenție de turism, inclusiv despre oportunități de cazare, despre cum sunt drumurile, despre dacă se merită sau nu să închiriezi o mașină, dacă poți să vii cu trenul, întreagă nebunie de asta, dar oricât de obosit ai fi, stai, le răspunzi, dialoghezi cu oamenii, pentru că este extrem de important, pentru că doar așa, pic cu pic cu pic, se poate face lucru mare. Eu vă felicit pentru că datorită muncii dumneavoastră și a echipei de la muzeu și Buzăul e undeva mai sus, așa. Da, mulțumim mult pentru aprecieri și am uitat să mai spun un lucru. Vineri, la ora 17, începe programul de noaptea cercetătorilor, dar noi am reluat din această săptămână activitățile în cadrul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Buzău, acel proiect pe care a fost pus în aplicare începând cu aprilie în acest an, și vineri la ora 10, adică de dimineață, și după aceea ne vedem și la 17, la muzeu va avea loc în cadrul acestui CRRT o sesiune despre oportunități de finanțare, despre ce înseamnă un proiect european, despre cum poți accesa un proiect, cum poți accesa fonduri europene printr-un proiect, fonduri europene rambursabile, nerambursabile, în special în zona culturii și aplicat pe programele de finanțare europeană, care nu sunt mai multe, precum și pe programele de finanțare naționale puse la dispoziție de Fondul Cultural Național, de Guvernul României, dar și de unele ambasade ale unor state străine, pentru că e foarte important ca tinerii, bine, nu acum, de mâine, de sâmbătă se vor apuca toți să scrie proiecte și vor și accesa fonduri. Nu, dar pot face exerciții despre cum se scrie un proiect, se pot familiariza cu ce înseamnă un ghid al solicitantului, cu ce înseamnă activitatea în sine de a scrie un proiect, și este o activitate la care țin foarte mult pentru că veți fi crește. Anfitrionul, dumneavoastră veți transmite, da, toate aceste informații și îi veți învăța pe tineri. Da, seria multă de ateliere, în seria mare de ateliere din cadrul CRRT, unul, adică ăsta de cel de vineri, o să-l susțin eu. O să vă urmărim în toate activitățile. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi și succes în continuare. Mulțumim. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de Jurnal. Seară bună, la revedere!